Bun găsit la agricultura cu un milion de fețe. S-a schimbat vremea, dar ne spuneau meteorologic că o să vină furtune în perioada următoare. Ei bine, o bună parte din țară se pare că deja e sub avertizare de furtuna. Plouă și în București. Nu e rău, numai că nu s-a terminat perioada de semănat și mai rău face în această vreme. Să ne ocupăm însă de emisiunea de astăzi. Aflăm cum lucrează APIA în perioada mini-vacanței pe care o au bugetarii. Da, APIA lucrează pentru că aveți de depus dumneavoastră cereri de plată pentru subvenții. Um, avem o plângere a celor de la Uniunea Crescătorilor de Păsări din România, dar cei care se află sub o anchetă a Consiliului Concurenței, că spun autoritățile, unele dintre ele s-ar fi înțeles crescătorii de păsări și ar fi crescut aberant prețul la ouă. Acum a venit rândul fermierilor să se adreseze autorităților cu o plângere că supermarketurile nu-i lasă în pace și nu scad prețurile cât ar trebui. O să amintim pe acest fond de măsurile pe care intenționează să le ia Comisia Europeană pentru a-i face pe fermieri mai puternici în lanțul alimentar, dar pentru că ei sunt cei mai oropsiți. Despre cum nu încap unii producători români în supermarketuri și vorbim de firme mari, da, care dau de mâncare la mii de oameni. Și despre o nouă schimbare în domeniul conducerii tractoarelor. E o, în discuție o modificare a codului penal. O să vă spun despre ce este vorba, dar atenție că s-ar putea pedepsi cu închisoarea lipsa unui permis. Să ne ocupăm de emisiune punct cu punct. Agenția pentru Plăți și Intervenții pentru Agricultură anunță că angajații proprii nu au mini-vacanță, așa cum știm cu toții, încă de săptămâna trecută. 30 aprilie, zi liberă, nelucrătoare pentru bugetari, ca să facă punte cu 1 și 2 mai, venind după un weekend destul de generos și acela. Ei bine, APIA lucrează și pe 30 aprilie, adică luni, lucrează și pe 1 mai. Cel puțin asta e scris într-un comunicat pe care l-am primit astăzi, puteți merge să depuneți cereri în aceste două zile când toată lumea, teoretic, pleacă de la locul de baștină, dar, atenție, fără programare. Nu se făcuse reprogramări pentru zilele libere. Acum, sigur, nu e nicio problemă. Uh, noastră puteți fi al uh, 5 milioane, al 559 de mii uh, dintre cei care depun cereri. Până acum, pentru că anunța API au fost depuse vreo 558 de de cereri, din vreo 800.000 de mii, stăm bine, nu-i așa? Suprafața cerută pentru subvenții de 2,3 milioane de hectare. Mai e mult până la suprafața agricolă, ceea ce confirmă datele că până acum cu acum câteva zile au depus cereri doar mici fermieri și cei medii, de da? undeva până la 10 hectare. Mari fermieri abia acum sunt primiți să, să depună cererile și mari fermieri sunt cei care exploatează mii și mii de hectare, da? 4.500, de exemplu, în Călăraș, 656 de mii însula în Mare a Brăilei. Interesant cine o să mai depună cererea pentru insula Marea Brăilei după ce se vinde afacerea agricost către fondul Aldara. Dar, mă rog, e stat european în continuare, România rămâne suprafața pe teritoriul național, ea e a statului prin ADS concesionată pe o perioadă destul de bună, dar nu atât de mult încât să te îmbogățești. Și să vedem cine o să ia subvenția. Vreo câteva milioane de euro, parcă se luase anul trecut, da? Plus producția de grâu. zona e bună. O să scoată arabii trei recoltă de lucernă în fiecare an acolo. Deci nu uitați, APIA vă informează, pe 30 aprilie luni lucrează, pe 1 mai lucrează. Mergeți și depuneți cererile, puteți să o faceți și prin aplicația IPA online, da? Atenție să completați acolo toate rubricuțele, știți, din anii anteriori, da? Dacă aveți pământul dat în arendă, nici nu vă mai doare capul. Și dacă ați fost cumva în lotul acela de control, pe teren sau prin teledetecție, nu uitați să treceți toate suprafețele. Am aflat că 0,1 hectare lipsă, ceea ce poate părea nesemnificativ pentru o suprafață de 300 de hectare, de exemplu, vă lasă fără subvenție. Acum să rămânem tot în domeniul anunțurilor de la autorități. Știți, programul Alege da? cel pe care l-a promovat ministrul Petre Daia, cu intensitate, care a avut și ceva rezultate. Am văzut un prim centru de colectare a lânii deschis în Hunedoara, parcă, da? Sper să nu greșesc. Leul care se dă pentru kilogramul de lână, demersurile pentru ca să intre producătorii cu carne de oaie în supermarketuri, o organizare a celor care vând produse tradiționale din lapte de oaie. Ei bine, acum această acțiune națională, caravana cunoscută sub numele de Alege oaia, ajunge la Pitești. Se întâmplă sâmbătă, 28 aprilie, așa că. Dacă o să aveți timp să treceți pe la marginea orașului, la ieșirea spre autostradă, spre București, e un centru comercial mare acolo, cu nume de planetă din sistemul solar. Dacă o să ajungeți în parcarea aceea, timp de două zile, o să puteți să degustați toate produsele care se obțin din carne și lapte de oaie. Ba, eu cred că o să găsiți să, să cumpărați și ciorapi împletiți din lână, ba chiar și pulovere, deși vine vara și temperaturile sunt prea mari la ora actuală. După ce se termină cu piteștiul, oile nu rămân acolo și nici producătorii Ei vor pleca, e adevărat, la ea cam două săptămâni să ajungă la Bistrița Pentru că în 12-13 mai caravana alege aia va fi la Bistrița Să ne ocupăm acum de un alt subiect Cu ceva timp în urmă da, știam cu toții că au crescut prețurile la ouă exasperant de mult Asistam de fapt la o dublare Asociația producătorilor Uniunea Crescătorilor de Păsări din România spunea că nu sunt ei de vină, pentru că ei nu au crescut prețurile foarte mult, ci de vină e criza europeană, fipronilul, da? acea substanță folosită pentru dezinsecție, care ar fi contaminat milioane și milioane de euro de ouă în Uniunea Europeană. Ei bine, de atunci oule au crescut prețul oulor a crescut într un ritm amețitor, ulterior s-au mai calmat prețurile, dar să știți că tot n-au ajuns ca înainte de criză. Și atunci a ieșit șeful de la agricultură și a spus că va cere consiliului concurenței o anchetă să vadă dacă nu cumva e vorba de o înțelegere între marii din domeniu. Da, s-au mai văzut astfel de cazuri, eu nu spun că e vorba aici, pentru că e o anchetă în desfășurare. Dar înțelegeri între mari jucători într-un domeniu sau altul au existat și Consiliul Concurenței a dat amenzi, e adevărat, majoritatea sunt contestate în instanță și nu știu cum până la urmă câștigă cel care era amendat. Deci. E o anchetă în derulare, așteptăm și noi rezultatele. Consiliul Concurenței anunță abia la final, nu-ți dă indicații pe parcurs. În timp ce ia această anchetă în desfășurare, pe care a confirmat-o și Bogdan Chirițoiu de la Consiliul Concurenței, dar mi-a confirmat-o și Ilie președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări, spunea că nu au nimic de ascuns, că iau au prețurile mici, a apărut informația că acești crescători de păsări, Uniunea lor, face plângere la autorități să-i ajute să înțeleagă de ce supermarketurile nu vor să le ieftinească marfa în condițiile în care ei livrează ou în continuare cu un preț foarte mic la poarta ferme? Și se mai plâng ei de un lucru, că ar veni foarte multe ouă din Polonia la un preț sub cel de producție. Și dau eu acolo niște exemple, spun că oul românesc, hai să dau un exemplu, da? E 0,4 bani de produs pe bucată. Oul polonez ar fi 0,41, dar polonii îl vând în România cu 0,35. Adică să înțelegeți că e undeva sub prețul de producție din România. Acum e de întrebat cine ajută pe fermierii polonezi să suporte acea diferență. Le-o fi dând statul lor ceva nu cred, pentru că dacă încearcă să facă acest lucru, e ajutor de stat ilegal și Uniunea Europeană e și a stat. Polonia e și a stat în Uniunea Europeană și atunci ar avea de suferit. Ori produce Polonii mai ieftin. Am văzut o bursă, da? primesc un comunicat cam la câteva zile, o listă de prețuri de la DG Agri, de la Direcția pentru Agricultura Comisiei Europene, în care mi se spune evoluția prețului la făină, la cereale, la lapte, carne de porc, de exemplu, carne de vită și ouă, da? Ei, la ouă eu n-am văzut așa o creștere care să justifice de ceva vreme încoace majorările de preț care au fost. Cât privește prețurile din Polonia, nu le cunosc, am rugat și eu pe cineva să-mi trimită niște informații, nu le am la ora actuală, mă bazez pe ce spun cei din Uniunea Crescătorilor de Păsări din România. Dar în timpul ăsta mă gândesc că pe fondul crizei europene de ouă, deși producția n-a prea scăzut, da? datele statistice de la Eurostat ne arătau că impactul crizei fipronilului a fost minim, dar probabil sub 1%. În acest timp, spuneam, în timp ce e o criză de ouă în Uniunea Europeană, vin cantități însemnate de ouă din Statele Unite ale Americii. Și ouăle alea aduse de la un fermier care trebuie să facă Profit după ce își plătește cheltuielile. Transportate de o companie, da, care trebuie și ea să facă profit, sunt vândute în Europa de comercianți care și ei trebuie să facă profit. Iar un nou adus din Statele Unite, vândut pe piață în Ungaria, da, să spunem la Debrecen, e cam la preț cât un nou românesc. Dacă te gândești că acolo fac profit vreo trei pe rând, da, și vine tocmai din Statele Unite te întreb dacă nu cumva ar mai trebui să umblăm la modernizarea domenului în România și să scădem prețurile. Deci s-au plâns crescătorii de păsuri, urmează să vedem ce le răspund autoritățile și cum vor putea influența marile lanțuri de magazine să le dea dreptate și acestora? În curând ar putea avea și autoritățile de la București o, o măsură care să, să, fie pe placul fermierilor, pentru că cei din Comisia Europeană se gândesc la un set de măsuri care să-i ajute pe fermieri în relația cu toți ceilalți de pe lanț, da? cu angrosiștii, cu distribuitorii, cu marile magazine. Există un set de, de propuneri, vi l am mai uh, spus eu cu ceva timp în urmă, ele ar urma să fie aplicate în scurt timp, da, să devină legi, să treacă prin Parlamentul European și să fie aplicate probabil chiar anul acesta. Între altele, știu că uh, ar fi interzise plățile întârziate, anularea comenzilor în ultimul moment și schimbările retroactive de contracte. Sunt trei lucruri de care s-au plâns cam toți fermierii europeni. Mă rog, cei care nu și vând marfa pe propriile rețele sau printr-un sistem cooperatist. Era vorba de cei care, de fermieri mici, care au sub 250 de angajați, deci firmele cu sub 250 de angajați sau o cifră de afaceri mai mică de 10 milioane de euro, sau nu, 50 de milioane de euro, să nu greșesc. Uh... Mă rog, acum rămâne să vedem ce se va alege de acest uh, lucru și cum o să reacționeze mediul de afaceri, pentru că um, Eurocomers, care e o asociație a retailor din Europa, a spus că nu o să se întâmple decât întârzieri în lanțul de aprovizionare, iar cei în final care vor avea de plătit o să fim tot noi uh, cei care consumăm produsele respective. Acum, uneori ai vrea să consumi anumite produse, dar nu le găsești. De ce nu le găsești? Pentru că pentru că nu au loc pe rafturi. De exemplu, asta susține Radu Timiș. Pe Radu Timiș îl știți, e fondatorul grupului Cristim și el s-a plâns că este lui, firmei lui, da? care e o firmă mare, pe care o știm cu toții, ale cărei produse le-am văzut deseori în magazine, el spune nu mai are loc pe rafturi. Da, el produce și produse lactate, și produse de carne. Radu Timiș are vreo 1700 de vaci. Ei bine, spune Radu Timiș, cam greu să intre în supermarketurile românești. Haideți să aflăm despre ce este vorba. Radu Timiș, coproprietarul unuia dintre cele mai mari grupuri românești din industria alimentară și din agricultură, spune că atunci când a pus bazele afacerii sale, în urmă cu două decenii, s-a gândit să facă o firmă pentru 100 de ani. Pe lângă producția și retailul de produse din carne, Timiș a investit și într-o fermă de creștere a animalelor și de producție a furajelor, precum și în agricultură. A lansat brandul Măgura pe piața laptelui și se pregătește să aducă pe piață și o marcă proprie de vin, scriu cei de la Financiar.ro. Dar ce să vezi? Produsele lactate nu prea au unde să stea în lumina marilor magazine. Sunt 3-4 multinaționale care au negociat toate rafturile. Nu mai avem loc. Timiș este în continuare adeptul strategiei prin noi înșine, omul de afaceri refuzând în repetate rânduri să-și vândă compania. Tot el afirmă că fondurile europene din agricultură sprijină doar afaceri fără perspectivă, nu și companiile mari care ar putea să concureze cu grupurile europene. Asta e, până o să avem și noi proprii noștri comercianți de a celor mari care au venit din vestul Europei, nu avem ce face, mergem așa. Ce putem însă să facem? Să-i copleșim cu produse bune și de calitate și e o onoare pentru mine și o plăcere să anunț că a fost depus pentru un nou produs cu înregistrare geografică protejată. E vorba de salata cu icre de știucă de tulce. Da? Dosarul a fost publicat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării ieri, 23 aprilie, e o asociație ROPESCADOR care se ocupă de promovarea produselor tradiționale din zona Deltei și îmi face plăcere să le salut munca și să-i salut și pe ei personal. Acum e etapa de opoziție națională, dar să sperăm că acest lucru se va petrece fără mari probleme și în curând, pe lângă produsele care le știm, vom mai avea și salata de icre, de știu că de tulcea. Mai e depusă din februarie, e adevărat un alt dosar cartele mea de Sibiu, tot așa cu indicație geografică protejată. Rămâne să vedem ce se va alege de acestea. Eu sunt convins că vor trece, că nu vor întâmpina niciun fel de opoziție serioasă, ci poate doar mici frecușuri și vom găsi în magazine și astfel de produse, dar haideți să cumpărăm și românește tot încearcă comercianții și producătorii să ne convingă că e bine să dai un ban în plus, și să iei ceva de calitate. Bun, dar să avem pe ce? Produsele tradiționale trebuie să fie cu adevărat tradiționale. Acum, la fel de tradițional și fac o trecere cum forțată, e să ai uh, un tractor în bătătură, nu-i așa? Agricultura nu se mai face de mult cu calul, cu boul, ci cu tractoare de la U650, pe care le-am mai văzut pe aici, pe acolo, prin țară și cred că în ciuda unor cârpel și a unui consum exagerat de motorină, încă și fac treaba destul de bine, deși n-au puterea de acum 50 de ani, de când au fost fabricate, sunt foarte multe tractoare. Acum, când ai tractor, ai și utilaje. Astea de obicei ți le cumperi când ai de lucrat mai mult pământ. Nimeni nu o face pentru două hectare. Da? Nu e rentabil să ție un tractor, nici n-ai avea cu ce. Decât dacă ești un milionar excentric care vrea să pună salată pe două hectare în curtea vilei. Până acum a fost așa o nebuloasă în ceea ce privește existența sau nu a unui permis când conduci tractorul pe drumurile publice. Recent, anul trecut, în primăvară, venea în alta curte de casație și justiție și spunea așa Tractorul nu poate fi asimilat unui autovehicul, deci conducerea tractorului pe drumurile publice nu necesită un permis de conducere. Numai că, atenție, numai că, în Parlament e o propunere legislativă de modificare a codului penal. Și am să citesc exact de acolo propunerea de modificare, pentru că dumneavoastră veți înțelege exact. E vorba de schimbarea unor aliniate din articolul 335 din Codul Penal. Și spune așa, conducerea, citez, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul, a unui tramvai sau unui tractor agricol sau forestier de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Da? În general pot să vă spun că astfel de modificări legislative trec de obicei ca rața prin apă, prin Parlamentul Român. Toată lumea e de acord cu ele, nimeni nu vede de ce n-ar fi nevoie. E bine să updatăm, să modernizăm codurile penale, așa că în curând, după ce trece de Parlament, trece și de președintele Iohannis, va fi publicat și în monitorul oficial. Luați-vă gândul, măcar de la a mai traversa drumul național cu tractorul, dacă nu aveți permis de conducere. Acum, tramvai, sigur, puține au acasă, da, să ieși cu tramvaiul pe drumul public, mai ales că, din câte știu eu, îi trebuie șina. Da, cu tractoarele, da. Și sunt mai multe modificări, o să vă anunțăm pe măsură ce apar acestea. Dacă sunteți prins cu plăcuțe de matriculare, da, știți și dumneavoastră, chiar la căruță. Luate de pe o mașină venită din Germania sau de pe, la, de pe o mașină care nu mai e în folosință de ceva vreme pentru că a fost casată, de asemenea, să știți că sunteți pasibili de pedepse cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani. Sau cu amendă, asta dacă vă înțelegeți cu polițistul din comuna noastră. Deci, nu, deocamdată nu vă faceți griji, dar pregătiți-vă, dacă nu aveți permis de conducere, să vi luați, pentru că închisoare de la 1 la 5 ani, chiar minimum să spunem, și să face o jumătate și apoi să fie eliberat de bună purtare, te scoate din piață pentru jumătate de an. Bun. Uh, am fost, vă spuneam în emisiunea de ieri, da, prima din această săptămână, că am fost la Agraria 2018, la Cluj. A fost frumos, de altfel intenționez uh, să discut cu colegul meu, Bogdan Tudor, de aici de la Agro TV, în emisiunea de duminică, despre ce am înțeles noi, jurnaliști de presă agricolă din Agraria. Ce am discutat cu specialiștii de acolo, ce am discutat cu fermierii. Dacă am înțeles ceea ce trebuia să înțelegem, care sunt direcțiile în care merge agricultura românească, unde e bine, unde e rău, unde am putea îndesi ritmul. Toate acestea o să le discutăm în 2020, o nouă perspectivă. Dar vă spuneam că am fost la Agraria 2018, de toate, credeți-mă, de toate, deși pe un spațiu mai mic parcă decât anul trecut. Foarte multe utilaje, da, am văzut niște combine gen navetă spațială. Mi-au plăcut, mai ales pozițiile în care erau așezate. Am văzut o combină care cred că ar putea să strângă greul și pe vârful omul, dacă s-ar cultiva greu acolo. Dar avem o sinteză pregătită de colegul nostru, Marius Milea, care și el a fost cu noi la Agraria, la Cluj. Afla la a 24-a ediție Agraria, cel mai important eveniment agricol din Transilvania, a adunat peste 300 de expozanți pe o suprafață de 10 hectare. O ediție de succes, ca de altfel toate cele 23 anterioare. Cel mai mare eveniment agricol al Transilvaniei se derulează pe platforma Parcului Industrial Tetarom din Comuna Jucu. Un eveniment în care întâlnim Totul în domeniul agricol, pornind de la furnizori de inputuri, furnizori de tehnică agricolă de mecanizare, furnizori de genetică, atât în domeniul vegetal cât și în domeniul animal, practic o platformă de comunicare și un integrator în toți, pentru toți factorii din domeniul agricol. Asociația Bălțata Românească și-a propus ca, an de an, să aibă mai multe activități astfel încât să crească continuu, să crească continuu valoarea de ameliorare la aceste animale. Iar în acest sens taurii pe care i-am obținut din mame de tauri sunt deja în semtest Craiova. De unde primele doze deja au și plecat către fermieri, astfel încât, să zicem, în ghilimele, a început Revoluția în ameliorarea rasei balțate românești. Vreau să aduc salutul de respect tuturor doar de hrană din România. Cei prezenți aici, cei prezenți pe câmpul, cei prezenți în zootehnie, cei prezenți în industria alimentară. Ediția de anul acesta a venit cu o noutate absolută zootehnica show, un eveniment, un concept pe care l-am dezvoltat în parteneriat cu asociațiile de crescători. Anul trecut a fost o încercare de lansare a acestui concept, anul acesta în forță, zicem noi. Conceptul a reunit o expoziție de animale de rasă, bovine, ovine, cabaline și un pavilion de zootehnie, în care am reușit să-i aducem pe toți cei care au fost interesați să prezite input pentru fermele zootehnice. Cam așa a fost la agraria, pe scurt. O să mai vedeți. Agro TV a făcut transmisii generoase de acolo, o să mai reluăm din materiale. Avem discuții cu specialiști și am cam învățat câte ceva. Inclusiv am învățat ce o aia la groapă, da? Eu credeam că e un loc unde sunt îngropate oile după ce își sfârșesc existența pe planetă. Ei bine, nu, o la groapă e ceva de-a dreptul gustos, da? Am mâncat toată lumea care a trecut pe acolo. E un mod de a prepara oaie și nici nu mai simți că are gust de său. Haideți să vedem spre final de emisiune și alte chestiuni. Unele privesc, bineînțeles, lumea satului românesc. Unul din partidele parlamentare propune din nou o modificare în legislația alegerilor locale. Până acum primarul se alegea, știți, asta după mai multe modificări, de-am ajuns să alegem primarul într-un singur tur, da? Și nu întotdeauna e reprezentativ ceea ce s-a produs. De exemplu, în Craiova, primarul a fost ales cu 7,7% voturi din lista de alegători. La Galați cu 9 9,4%. Noastră vreți să-mi spuneți că un primar a ales cu 10% din numărul de alegători dintr-un oraș comună sau municipiu, cum vreți dumneavoastră, e reprezentativ pentru comunitatea respectivă? Ei bine, eu cred că, deși poate face treabă, nu, nu e reprezentativ. Reprezentativ e primarul care câștigă cu 50-60%, dar înseamnă că a făcut ceva pentru comună, așa cum am găsit destui primari în drumurile mele recente prin Transilvania. Acum un partid parlamentar, și nu o să-i dăm numele, o să aflați dumneavoastră din altă parte, propune revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin, ceea ce e un lucru foarte Bun și eu personal sunt de acord, pentru că în România de foarte multe ori, din păcate, se votează emoțional sau se votează pe grade de rudenie sau pe neștiință. Mulți habar n-au de ce poate să facă un primar, dar nu știu limitele pe care îi le dă legea. Nu știu ce poate să facă omul respectiv în funcția de primar, dar nu știu că are și un consiliu local care e legislativul în comuna sau în orașul respectiv, da? Deci încă mai avem nevoie de foarte multă educație. Și oamenii votează emoțional, da? E simpatic, m-a convins cu vorbele. Ei bine, nu. Un primar trebuie, sau un candidat de primar, trebuie să te convingă cu un program foarte bun, să-l să știi că e în stare să facă ceva. De exemplu, la un moment dat, în o țară vestică, și n-am să-i dau numele, dar o să vă aduc, dacă vreți, argumentele, se făcea un fel de consiliu al înțelepților din localitatea respectivă. Iar primarul, da, dacă orașul avea șapte cartiere, să spunem, da, erau aleși șapte candidați de primar, cel mai gospodar din cartierul respectiv. Iar dintre cei șapte se alegea primarul localității respective. Nu vi se pare că e ceva absolut normal, mai ales că primarul are de făcut foarte multe lucruri, inclusiv să aducă în satele dumneavoastră civilizația. Și închei cu asta un proiect al Ministerului Dezvoltării, aflat acum în discuție, aduce schimbări de loc interesante pentru dumneavoastră. Și vă spun la final despre ce este vorba. E, spune așa, satele pot să-și facă rețele de aducțiune de apă, și atât. Vreți canalizare? Canalizarea se face pe banii sătenilor. E ciudat, nu așa? Până acum au fost mii, mii de proiecte cu fonduri europene prin care s-a făcut rețea de apă, canalizare și stație de epurare, că așa e civilizat. Acum Ministerul Dezvoltării spune că probabil asta o fi PNDL-ul 3 de care se tot vorbea. Să le ducem apelor, a oamenilor apa la poartă, iar canalizarea să o rezolve ei, dar la condiții și standarde europene. Mai discutăm despre asta că e doar un proiect, ne vedem și mâine, pe curând.